Bună ziua și bun găsit la Crime Time Live Show. Egiptul a fost mereu un loc al secretelor, dar de data aceasta misterul a fost surprins de camerele de luat vederi. S-a întâmplat pe data de 2 februarie, în timp ce postul de televiziune MSNBC difuza imagini cu protestele din piața Tahrir. Să fie vorba de fantoma călărețului din Apocalipsă sau e o banală iluzie optică? Milioane de curioși din toată lumea au accesat imaginile, dar nimeni nu reușește să dea o explicație foarte clară. Scepticii cred că prezența unei fantome e de-a dreptul o aberație. Iubitorii de senzațional susțin că în imagine se află unul dintre cei 4 călăreți ai Apocalipsei descrisă în Biblie și că ar reprezenta moartea. Ce spune însă Coranul, mai ales că imaginile au fost surprinse într-o țară musulmană? Există semne similare și în Cartea Sfântă a musulmanilor? I-am invitat astăzi la Crime Time Live Show pe Ahmed Mazar Nakeshbandi, imamul moscheii Ar-Rahman. Bună ziua! Și pe Adrian Florea, mare maestru Qigong. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Nu vreau să povestim foarte mult acum, aș vrea să derulăm imaginile, să vă uitați la imagini și să îmi spuneți ce credeți așa, la prima vedere. O să derulăm de mai multe ori imagine să vedeți ce părere aveți dumneavoastră, dacă e o făcătură, dacă e ceva de adevăratele. Haideți să începem să derulăm imaginile ca să... Deci, aici sunt protestele din piața Tahrir, din data de 2, și vedeți că sunt foarte bine surprinse de cerculețul roșu. Pare să fie un călăreț fără cap, care la un moment dat își ia zborul. Ce părere aveți, domnule Ahmed? Deci, despre ce am văzut? Da. Despre ce am văzut, eu nu am cum să spun, adică asta este adevărat sau iluzie. Pentru că semnele Apocalipsei este și în credința noastră. Nu neapărat să fie aceeași semn, dar a apărut și semne mai mari decât asta. Deci nu neapărat, adică semne mai mari decât asta din punct de vedere. Întreagă toată lumea care se uită acum la noi ce înseamnă Qigong-ul ăsta și ce vă îndreptățește pe dumneavoastră să spuneți prin energie sau ce anume, dacă această imagine este adevărată sau nu. Hai să vedem traducerea prima dată pentru toată lumea. Da. Și să mai difuzăm încă o dată imaginile. Qigong este o chinezească veche de peste 8.000 de ani. Și în traducere, aici este o combinație de două cuvinte. Qi, care în limba chineză înseamnă energie vitală, energia care întreține viața, energia, capacitatea unui om de a conștientiza și de a se folosi de această energie vitală pentru a-și găsi un echilibru, o armonie sau pentru a le recăpăta dacă le-a pierdut. Această artă este atât de veche pentru că ea a fost declanșată de vechii șamani din vremurile de mult, când nici nu exista China în sine, și pare să că își trage origine chiar din o zonă mai misterioasă, Tibetul. A fost secretă până de curând, nu sunt 100 de ani de când s-a mai deschis acest, s-au deschis cât porțile, pentru că tehnicile de lucru cu energia au atins niște nivele atât de înalte. Vedeți cazul Shaolinilor, de exemplu, care practică Qigong ca mod de a-și întări credința lor, ei sunt niște călugări totuși. Deci s-au ajuns la performanțe care în mâna unor oameni cu o moralitate îndoielnică pot deveni niște instrumente de distrugere în masă, în rândul oamenilor care nu sunt pregătiți, care nu stăpânesc aceste tehnici. Totuși, Qigong-ul conține tot ce înseamnă medicină tradițională chineză. Și medicina tradițională chineză se bazează foarte mult pe aspectele energetice ale corpului uman. Lucrează cu meridiane, cu puncte de acces, punctele de acces la meridiane. Se vorbește despre ciul din sânge, despre ciul fiecărui organ și de aici se pornește mai departe în accesarea unor terapii folosite în medicina tradițională chineză. Qigong merge mai departe și folosește tehnici de diagnosticare, de exemplu, prin percepția pe care o are un om bine antrenat, care lucrează, se antrenează, studiază și se antrenează vreme îndelungată, pentru a putea să dirigeze foarte bine acest qi, să-l preia din mediu, să-l conducă și să-l folosească drept un instrument prin care să manipuleze informație, să absorbă informație, să capete informație sau să o transmită. În cazul terapiilor, se transmite o informație care să ajute la tratamentul unei anumite afecțiuni.
informație care, în sfârșit, deja intrăm într-un domeniu complicat, dar se poate obține informație, fiindcă această informație este necesară pentru diagnosticare. Ai nevoie să diagnostichezi un pacient, trebuie să poți să obții toate informațiile. Și sunt mai multe. Ok. Cări. Deci, dumneavoastră, spuneți, de cât timp vă antrenați? De vreo 36 de ani. Deci, eu am citit, am studiat puțin și am citit că ca să devii mare maestru Qigong, ai nevoie de un minim de 15 ani de experiență. Dumneavoastră aveți 36 de ani de experiență. Da. Și, practic, puteți să spuneți că simțiți energia celor din jur și ați putea să simțiți și energia unor oameni sau unor lucruri care apar într-o fotografie sau filmate. Da, dar, repet, și e bine să se înțeleagă foarte corect. Să nu se confunde energia cu un fel de ființă specială care face tot felul de până la urmă, mistificări, cum spunea domnul Ahmed. Ci energia nu este decât un cărăuș, este un purtător de informație. Iar cel care lucrează cu această energie este, trebuie să fie conștient, trebuie să fie antrenat, să poată să concentreze mai multă energie în unitatea de timp, pentru ca ea să fie un transportor sigur de informație. Dacă acest post de televiziune, de pildă, ar avea o stație slabă de emisie, degeaba ar vrea să transmită ce vorbim noi acum, pentru că nu ajunge până la televizoarele receptorilor. Deci are nevoie de energie, dar contează nu faptul că am o stație care emite puternic unde electromagnetice, ci că ea, pe suportul acesta, transmite niște informații. Și deci asta înseamnă lucru cu energia de fapt. Iar pe de altă parte se pot capta informații. Există radiestezia, de pildă, care a fost inventată acum 4200 de ani de un împărat chinez, Fuxi, îl chema, un tip pe care îl invidiez de viață, pentru cât era de deștept. El este și creatorul Feng Shui-ului, binecunoscutului Feng Shui, care a inventat această radiestezie și anume prima dată a făcut-o pe corpul unui om ca să afle niște informații pe care omul acela le avea în el, dar nu știa să le extragă. După aceea a folosit celebra creangă de alun, pe care o folosesc acum și fântânarii ca să descopere locul. Sigur, apelezi la un radiestezist, da, dacă vrei să vezi unde ai izvor. Această tehnică este una prin care se culeg dintr-o multitudine, pentru că creierul uman folosește în planul conștientului doar 15, maxim Einstein a folosit 20%. Restul de 80% nu sunt niște neuroni plictisiți care n-au ce face. Tot timpul, și este dovedit științific, ei captează în jur de 2 miliarde de informații pe minut. Informații pe care dacă le folosesc, mai rămân acolo, dacă nu, sunt evacuate în timpul somnului. Din aceste informații însă e greu să culegi 2 miliarde pe minut și tu vrei să afli ceva. Trebuie să faci o convenție cu subconștientul tău. Uite, dacă eu folosesc o ansă și stabilesc regula, dacă răspunsul este la întrebarea mea este da, deci este o comunicare analogică, da sau nu, este da la întrebarea mea, atunci ansa să se ducă spre dreapta, dacă e nu, să se ducă spre stânga. De aici putem să mai dezvoltăm, fiindcă radiestezia e mult mai complexă. Dar dumneavoastră nu aveți ansa. Nu. Dumneavoastră cu ansa ce lucrați? Mea e în interiorul meu, cum s-ar spune. Deci eu, datorită antrenamentului pe care l-am, nu m-am născut cu calități speciale, nu sunt, nu știu ce, năzdrăvan. Mi-a fi plăcut să fiu un făt frumos de ăsta, năzdrăvan, așa să facă minuni. Dar m-am antrenat și am ajuns la nivelul de a putea să percep, să culeg informațiile care mă interesează. O fac întotdeauna cu pacienții mei la care nu găsesc alte explicații pentru afecțiunile lor și nici alți medici, că de-aia ajung la mine. Și atunci eu încerc să culeg și alte informații. Mai mult nu fac. Și acum să mai derulați încă o dată imaginile și să-mi spuneți ce vedeți dumneavoastră. Să-mi explicați din punctul ăsta de vedere, cu energiile, cu Qigong, ce da. Vedeți? Aici sunt două aspecte. Aseară mă uitam la aceste imagini împreună cu unul dintre copiii mei, băiatul cel mare care se ocupă de filmări pentru televiziuni, pentru asta are o experiență și de cameraman și de sunetist. El s-a uitat și a spus, asta este o filmare făcută din interiorul unui automobil. Prin sticla geamului și felul în care se mișcă această imagine arată că, de fapt, se mișcă acea cameră care a filmat și odată cu ea se duce și se schimbă unghiul și dispare reflexia. Da. O reflexie a unei
a ceva, e greu de explicat ce, din punctul lui de vedere vorbesc, dar care dispare la un moment dat, pentru că se mai observă... cele dacă două puncte. Ne uit, sunt exact, cele două puncte, da, adică se mișcă asta în același observat timp. Și eu. Bun, eu accept această explicație, dar nu este suficientă. Există, totuși, situații în care apariția pe anumite imagini, de exemplu, în unele fotografii, a unor puncte luminoase care nu existau în realitate, în momentul efectuării pozei, a unor dungi luminoase. Sau unor, aure. Aure, da. Reflectă prezența unei anumite entități care acolo are o anumită treabă de făcut. Aici nu este neapărat o entitate, dar faptul că s-a reflectat în această imagine relevă un anume scop, și anume acela de a se transmite un mesaj. Și acum să ajungem la apocalipsă. Vreau să vă spun că eu, care sunt în niște relații foarte bune cu mai mulți părinți, preoți creștini, oameni cu har, oameni cu care pot să spună multe lucruri și sunt un fel de clar văzător, dar să nu confundăm cu mama Omida. Nici eu nu sunt mama Omida, să știe lumea foarte clar. Ei mi-au spus, apocalipsa este privită greșit de foarte multă lume. Apocalipsa nu înseamnă sfârșitul lumii. Apocalipsa reprezentată prin niște călăreți, cei patru călăreți, este o imagine mai degrabă metaforică, reprezentând niște principii, de fapt, destructive, care vin la un anumit moment să radă pe toți cei păcătoși care nu și-au văzut de treaba lor. Dar apocalipsa, chiar prin termenul său ca origine, lingvistic vorbind, sau etimologic, nu înseamnă sfârșitul lumii, ci înseamnă un nou început. Apocalipsa este văzută ca un moment, de altfel, dacă ne uităm în Biblie, se spune că întoarcerea lui Mântuitorului nu va fi distrugerea lumii, ci întoarcerea Mântuitorului va însemna învierea celor morți, dar nu a tuturor, și ducerea către mormânt a celor păcătoși. Este ceea ce se vorbește despre anul 2012 ca fiind anul unei filtrări, în care cei care sunt mai înclinați către viața spirituală, către înțelegerea actului spiritual, sunt mai apți să treacă peste acel moment mai special în care Pământul și sistemul nostru solar trece prin, binecunoscuta, cred deja, s-a tot dat pe internet, centură fotonică. Și numai o anumită stare care presupune o educație spirituală îți permite să te armonizezi cu un astfel de câmp. Bun, asta spun preoții creștini. Ce spune Coranul? Ce spun musulmanii? Asupra acestui fapt. Apocalipse, 2012, apocalipse, pregătire spirituală. Domnul doctor a spus că apocalipse nu înseamnă, adică din punct de vedere lingvistic, nu înseamnă sfârșit, dar înseamnă început, nu la era nouă. Pentru mine orice sfârșit înseamnă și început. Orice sfârșit înseamnă și început de ceva nou. Deci, eu încerc să rezumez la punctele comune care duce la aceeași izvor. Deci, prima întrebare despre aceste imagine acum. Oare energie pe care le emite acest mulțime de oameni mai mare decât acest iluzie